Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune electorală Nova Special. Invitații mei de astăzi sunt domnul Alexandru Tarțăli și domnul Lucian Mija. Bună ziua, bine v-am amândoi zis. Sunt reprezentanți ai Forumului Democrat German și sunt candidați pe lista acestui partid la Consiliul Local Făgăraș. Bine ați venit pentru prima oară în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit. O scurtă prezentare, domnul. Ce vreau să mai precizez, cei mai mulți făgărășeni îl cunoașteți pe domnul Alexandru ca Alex Luca. Mulțumesc, bună ziua, numele meu este Tarzali Alexandru. Toată lumea mă știe de Alex Luca în comunitate. Sunt reîntors în Făgăraș din 2015, am avut o perioadă de 7 ani în Italia petrecută, am lucrat la o firmă de evenimente. M-am reîntors acasă în Făgăraș și am deschis câteva activități comerciale. De 5 ani de când sunt acasă m-am implicat în comunitate foarte mult și chiar le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine pentru toate proiectele pe care le-am... Ați făcut foarte mult voluntariat. Da, foarte mult voluntariat, da. Domnul Mija? Lucian Mija mă numesc. Am 43 de ani. Sunt de profesie jurist, însă nu am profesat foarte mult. După ce am terminat facultatea, aproximativ 2 ani am profesat în această meserie. Apoi am ales calea antreprenoriatului. De atunci sunt în acest domeniu al privatului. Sunt fiu de dascăli. Părinții mei sunt învățători. Tata încă profesează, este la școala 1, la liceul Radu Negru acum. Chiar pot spune unul dintre cei mai buni învățători din județ. Vă mulțumesc. Da? Vă mulțumesc. Așa este, a avut rezultate foarte bune cu fiecare generație și e mândru de fiecare elev pe care l-a avut. Mai are un an și se va pensiona și el. O să-și ducă la capăt această ultimă generație, are acum clasa 4-a, iar la final va merge și el la pensie după o carieră foarte, foarte lungă. Foarte lungă și productivă și frumoasă și da. Va fi o pierdere, să știți, pentru Făgăraș pensionarea domnului Mija. Da, mulțumesc. Da, așa cred și eu că va fi. Acestea sunt eu, aceștia suntem noi, ne-am prezentat. Candidăm din partea Forumului German la alegerile locale pentru Consiliul Local. Am făcut-o și acum 4 ani, într-o echipă aproape identică cu cea de acum. Ne-am implicat atunci și ne implicăm și acum la fel de puternic. Cum a decurs campania electorală? Ce părere aveți? Suntem iată spre finalul ei. Da, suntem spre finalul campaniei. Se simte și oboseala, se simte și stresul în aceste ultime zile. Ce să vă zic, noi am ales să facem o campanie electorală și acum și în urmă cu 4 ani. Am ales să facem o campanie electorală foarte curată. Noi nu avem un consultant de campanie, ne organizăm singuri, lucru care ne oferă o oarecare independență să alegem ceea ce facem în această campanie. Și de la început am pornit pe aceste principii. Nu vrem să atacăm pe nimeni, mi se pare un lucru greșit, deși în această campanie se văd foarte multe atacuri și uite că în aceste zile, ultime zile de campanie se intensifică. Noi am ales acest lucru să ne bazăm pe ce am făcut fiecare, atât din punct de vedere personal, pentru comunitate și din păcate la acest capitol foarte mulți candidați nu prea au ce bifa și ce vrem să facem în continuare. Cam asta este campania noastră. Vă ziceam că ne dă o independență acest lucru, faptul că nu avem un consultant sau nu avem un for superior ierarhic cum este majoritatea partidelor. Pe de altă parte, e posibil să avem și un dezavantaj din acest punct de vedere, pentru că e posibil să fi scăpat din vedere anumite acțiuni pe care am fi putut să le facem. Ce am făcut? Ne-am concentrat pe ce am avut cu resurse destul de puține. Noi nu avem niciun candidat propriu al partidului la funcția de primar și atunci a trebuit să ieșim singuri pe stradă. Am făcut acest lucru foarte mult, chiar dacă uneori doar 2-3 inși, alteori mai mulți, am fost și 6. Am fost și 7 în câte o acțiune. Am ales această modalitate de a ne face cunoscuți. Cei care nu ne cunosc au început să ne cunoască în acest mod. Am vorbit cu oamenii, le-am prezentat cam ceea ce ne dorim noi de la,
de la primăria Făgăraș, de la Consiliul Local. Cred că oamenii au înțeles. A fost o campanie scurtă, sunt 3 săptămâni și ceva de când a început, însă pentru noi a părut destul de lungă. Deci cred că la asta se rezumă campania electorală, să spui ce ai făcut și ce dorești să faci în continuare. Lumea să te cunoască așa cum ești. Păi dacă spuneți dumneavoastră ce ați făcut și ce doriți să faceți în continuare. Da, vreau să vă spun că eu de când m-am reîntors acasă din 2015, din acel an, am reușit să construiesc un grup de inițiativă care se numește Dorește Bucurii. Vreau să spun că cu acest grup de inițiativă în fiecare an, până și anul acesta, am lucrat și am reușit să strângem fonduri pentru oamenii nevoiași. Deci în 2015 cu acest grup am reușit să facem evenimente caritabile, am reușit să facem spectacole caritabile cu strângere de fonduri, unde am reușit să direcționăm către asociații, grupuri de copii din diferite școli. Cel mai important pentru mine este că cu acest grup de inițiativă am reușit să am alături de mine foarte mulți voluntari, cred că câteva sute de voluntari, și pentru mine asta e un câștig foarte mare, că alături de ei am reușit să acoperim o rază foarte mare din țara Făgărașului, unde noi am fost efectiv cu alimente, haine, jucării pentru toți copiii care au avut nevoie. Vreau să spun că în 2018, prin Bikeathon Țara Făgărașului, cred că știți deja... Da. Renumitul național, da. Alături de voluntarii din grupul de inițiativă Dorește Bucurii, am reușit să înscriem un proiect mobilier nou pentru pediatrie. Vreau să vă spun că am avut un succes, am reușit să strângem o sumă foarte mare de bani. Sunt mândru pentru asta, că am reușit să contribui la modernizarea pediatriei. Alături de voluntarii noștri care și au participat și au contribuit prin donații și implicare. Vreau să-l mulțumesc pe această cale. Vreau să vă spun că în tot acești 5 ani de când sunt acasă am răspuns prezent la toate activitățile civice Fundației Comunitare, la toate activitățile de voluntariat, mai ales în starea de urgență. Am reușit să facem o colaborare împreună cu voluntarii mei să ajutăm vârstnicii care nu pot să-și cumpere alimentele și ce nevoi mai aveau pe starea de urgență. Ne-am implicat, am ajutat primăria pentru informări prin afiș la toate scările de bloc. Deci am avut o activitate de voluntariat foarte amplă și le mulțumesc, vreau să le mulțumesc tot timpul tuturor celor care, tot timpul când am nevoie de ei, sunt acolo prezenți. Eu le zic copiii mei pentru că sunt mai mici decât mine și tot timpul sunt... Și sunteți foarte tânăr și dumneavoastră. Da, sunt foarte tânăr. Vreau să vă spun că în 2019, datorită activității mele de voluntariat, am reușit să câștig titlul de voluntarul anului 2019. Mulțumesc fundației pentru acest premiu și titlu. S-a văzut munca din spate pe care am făcut-o și ei au considerat că trebuie să mă recompenseze cumva. Vreau să vă spun că... suntem amândoi împreună câștigători de 2 ediții de bugetare participativă. Eu o să prezint unul din proiecte pe care l-am câștigat împreună. Este cel cu fântâna arteziană. Am reușit într-un final să câștigăm proiectul, am fost pe locul 2. Oamenii au crezut în proiectul nostru, ni l-au votat. Eu sunt bucuros, suntem bucuroși că am reușit să modernizăm un simbol al orașului care de multă vreme este nereabilitat. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au votat proiectul și sunt convins că și în continuare pe proiectele viitoare pe care o să le prezentăm o să fie alături de noi. Domnule Mijă. Da. Alex a zis foarte multe și foarte bine. Alex face foarte multe lucruri pentru comunitate. Eu, de când am auzit de campania aceasta lui Dorește Bucurii, mi s-a părut un lucru extraordinar. Am participat de fiecare dată bucuros. Dacă nu am putut fi acolo, unde s-au strâns acele alimente, am cumpărat și eu câte ceva pentru copii ce am considerat și am dus acolo. Voluntariatul e foarte important, foarte important pentru orice comunitate, pentru dezvoltarea ei, și aș dori ca cei tineri să crească în acest spirit al voluntariatului și, din câte observ, spre bucuria mea, foarte mulți elevi acum încep să facă voluntariat, îndrumați de profesori, îndrumați de diferite ONG-uri, cum este Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care adună la fiecare eveniment zeci, uneori chiar sute de voluntari, ceea ce este extraordinar pentru comunitatea noastră.
În acest spirit și eu am făcut voluntariat la spital, am avut 2-3 acțiuni de voluntariat. Cred că țineți minte că mi-am stat acolo. Da, 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 cum să nu. În urmă cu ați adus la un moment dat chiar și niște străini. Să... Da, așa a fost. Erau niște voluntari prin Statele Unite, din dacă Statele nu mă Unite, înșel. Da, de la Fundația Regen, o fundație iarăși foarte importantă în zona noastră. Iar proiectul meu de suflet a fost cel de anul trecut, terenul de basket în aer liber. A fost un proiect pe care l-am inițiat împreună cu Alex. Nu știam cum ne vom finanța atunci inițial, ne-am făcut așa un calcul, am luat un deviz de la o firmă de construcții, cam cât ne-ar costa. Era o sumă destul de importantă, nu ne-am speriat. Am zis că încet, încet vom reuși să strângem acea sumă. Inițial am considerat că o vom strânge din donații. Și am început acest lucru. Am depus proiectul la Bikeathon în 2019. Am strâns suma inițială atunci. Și după aceea, spre bucuria noastră, a apărut această oportunitate cu bugetarea participativă în același an. Am depus proiectul, ne-am luptat pentru voturi, pentru că nu este ușor să obții voturile în acest program. Am reușit să obținem finanțarea și în termen de un an de zile de atunci primăria a reușit să realizeze acest proiect, să-l finalizeze. Și sunt foarte bucuroși că de câteva săptămâni de când e gata Tudor Vladimirescu, acolo unde este terenul de basket, copiii sunt foarte bucuroși, în fiecare seară merg, în fiecare zi joacă. Mai devreme am observat că merg cei mici, seara se adună cei mai mari, învață basket, sunt convins că e un lucru foarte bun pentru ei. Sunt lucruri pe care cred că fiecare ar trebui să le facă. Bineînțeles, un om trebuie să se gândească în primul rând la el, la familia lui, dar după aceea și la ceilalți. Asta cred că definește un om, ceea ce a făcut pentru el, pentru devenirea lui, să spun așa, pentru familia lui, iar ulterior ceea ce reușește să dea comunității. Când ești dezinteresat, că despre asta e vorba în voluntariat, este cel mai bine. Cam asta am făcut eu. Multe acțiuni sunt făcute alături de Alex. Ne trezim de multe ori împreună în echipă, în situația. Da, facem o echipă foarte bună și chiar mă bucur să... Și acum, uite, la Forumul Germania, suntem în echipă. Este de apreciat ceea ce faceți dumneavoastră, mai ales că voluntariatul a plecat cu pași foarte timizi în România. Și iată că prin oameni inimoși el se dezvoltă. Da, chiar aș vrea să spun acest lucru. Perioada comunismului mi se pare că oarecum a denaturat ideea aceasta de voluntariat și imediat după aceea a fost greu să ca cineva să facă voluntariat. Și acum vreau să vă spun că în momentul în care faci ceva, mi s-a întâmplat și la spital când am fost la acea acțiune, oamenii întrebau, da, de ce? Ce aveți de câștigat? Da. Tot timpul te suspectează că dacă faci ceva, urmărești un interes ascuns, da, și vrei să câștigi ceva. Dar, oricum, generația tânără nu mai gândește așa. Sunt bucuros pentru acest lucru. Ce veți face în continuare? Ce planuri aveți? Da, vreau să menționez un singur lucru. Și dacă, spre nefericire, nu o să ajungem în Consiliu sau nu o să ajung eu în Consiliu, și dacă ajung și dacă nu ajung în calitate de voluntar sau de consilier local, vreau să vă spun că eu am foarte multe de făcut pentru comunitate și începând cu... Vreau să vă spun că sunt nou membru în Crucea Roșie Făgăraș și vreau să profit de acest lucru împreună cu Luci, bineînțeles, și cu ceilalți membri care sunt deja configurați în această filială. Vrem să aducem cât mai mulți voluntari. De asta o să fie foarte ușor să-i aducem, pentru că oamenii vin după tine, având încredere și crezând în proiectele tale. Vrem să, prin Crucea Roșie, să dezvoltăm foarte multe proiecte sociale. Și cel mai important pentru mine, chiar vorbeam cu Luci, vrem să facem un depozit de alimente la Făgăraș prin Crucea Roșie. Deci ăsta este un obiectiv foarte, foarte mare pentru noi, ce ține de Crucea Roșie. Următorul proiect cu care noi deja am și început, astăzi l-am și promovat, am depus un proiect pentru, susținem și o să depunem un proiect pentru 2 terenuri de tenis.
de zgură în Parcul Regina Maria. După cum știți, parcul deja este cuprins pe un proiect european, va fi modernizat și ne-am gândit că este foarte benefic și pentru cei care vor să facă un sport individual să reușim să construim acest proiect. Da. Da. Vreau să menționez faptul că din discuții avem foarte mulți prieteni din mediul privat care vor să ne susțină acest proiect și pe această cale chiar le mulțumim. Da, proiectul nu este chiar o idee a noastră, nu este chiar nou. El a fost inițiat, chiar una dintre firmele făgărășene, o firmă din zona franceză, a donat o sumă de bani cu această destinație. Iar atunci am discutat noi cu alți iubitori de tenis din Făgăraș, care au și firme, care sunt oameni înstăriți, să zicem așa, da. Și sunt pasionați de tenis, își doresc să contribuie. Deci nu va fi, să zic, un efort foarte, foarte mare din partea primăriei. Dacă vin niște sume din sponsorizări, deja proiectul avem experiența cu terenul de basket, deja proiectul este aproape realizat. Și vreau să te întrerup un pic, vreau să vă spun că cu ocazia asta poate reușim să înființăm și o secție nouă în cadrul clubului CSM Făgăraș, o secție de tenis. Da, Făgărașul are, după cum știm cu toții, are o tradiție bună în sporturile de echipă. Echipa de handball, uite, de câțiva ani este în prima ligă, face performanță, am avut mereu sportivi, handbaliști în primul rând, care au ajuns chiar la echipa națională, care au jucat în străinătate. Am fost și campion național mai demult, mi-au să spun mai tânăr. Eu am prins asta chiar nu mi-amintesc. Da, eu am prins încă echipa națională, nu echipa națională, echipa Făgărașului, câștigând titlul național și premiați în parc, acolo pe stadion. Da, este mare lucru. Și echipa de fotbal, la un moment dat, a avut rezultate bune, din câte mi-amintesc. În divizia, B nu era ușor era de aproape de, ei, de a avansa în divizia, dacă mi-amintesc în unii ani. E important, dar mai ales în condiția acestea în care vedeți cam toate fetițele, majoritatea visează să devină o nouă Simona Halep, cred că sportul individual merită o atenție deosebită. Din câte știu, la CSM s-a înființat de curând o secție de tenis de masă, care este tot un sport individual, și această secție de tenis de câmp este benefică. Ce voi face eu? Dacă voi reuși să intru în Consiliul Local, dacă voi primi votul oamenilor și voi reuși, proiectele mele imediate sunt în domeniul mobilității. În primul rând aș vrea să studiez posibilitatea ca în Făgăraș să se organizeze transportul elevilor. Știu că nu este un proiect ușor, este cu costuri, dar ar avea multe, multe beneficii. Se poate începe cu un cartier care este arondat unei școli și așa se poate merge mai departe. Cred că avem nevoie de un Făgăraș care să rămână verde. Avem nevoie de lucrul ăsta, pentru asta avem nevoie de stații de încărcare pentru mașinile electrice. Știu că este un proiect cu bătaie mai lungă, dar e nevoie, pentru că peste 10 ani obligatoriu o să avem nevoie de aceste lucruri. Cam acestea sunt domenii în care sunt pentru mine de interes. În încheiere aș vrea să spun câte ceva despre toată această strădania noastră cu campania și cam ceea ce ne dorim în urma ei. Sperăm să obținem un rezultat bun, sper că oamenii, cei care ne cunosc, ne susțin, cei care nu ne-au cunoscut, sper să ne cunoască, inclusiv prin intermediul acestor emisiuni la care participăm și vreau să spun că este o noutate pentru noi. Noi nu am mai fost la emisiuni, nu am participat, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Vreau ca oamenii să știe că echipa Forumului German îl susține pe domnul primar Gheorghe Sucaciu la primărie. Vă spuneam mai devreme că nu avem un candidat propriu, dar îl susținem pe domnul Sucaciu, care este independent, așa cum am făcut-o și în urmă cu 4 ani. Suntem echipa lui, vreau să știe lumea acest lucru și suntem alături de el. Și sper că oamenii să ne voteze. Avem o șansă foarte bună, cu asta voi încheia. Părintele Johannes Klein, care este pe locul 1 pe lista noastră de candidați la Consiliul Local, este pe locul 2 la Consiliul Județean Brașov.
Cred că este o șansă bună pentru noi. În urmă cu 4 ani, Forumul German a obținut 2 fotolii de consilier județeni. Dacă vom realiza acest lucru și anul acesta, nu e vorba de asta, e vorba că Făgărașul va avea, pe lângă reprezentanții altor partide care, să zic, au de obicei consilieri județeni, va mai avea un consilier județean în persoana domnului Iohannes Klein din partea Forumului German. Ar fi pentru noi un lucru important și cred că pentru toată comunitatea făgărășană. Da, eu vreau să vă spun că, bine, pe lângă faptul că sunt cunoscut de foarte multă lume și lumea, știind că facem parte din echipa domnului Preonan și de acum 4 ani, din 2016, foarte multă lume mă oprește pe stradă sau îmi scrie sau spunându-mi diferite chestii. Și în ultimele 2 luni de când am început precampania, am încercat să vorbesc cu foarte multă lume, am mers prin cartiere alături de colegii mei. M-am bucurat că am făcut acest lucru. Așa ne dăm seama de ce probleme sunt și știm ce trebuie să facem pentru comunitate în viitorul, în continuare. Concluzia mea după aceste 2 luni de campanie este că oamenii, ca să te voteze, trebuie să te cunoască și să aibă încredere în tine. Și eu cred că noi am dovedit cel puțin prin toate acțiunile noastre și de voluntariat și civice și prin fundație și proiectele pe care le-am depus că oamenii au încredere în ce facem noi și cred că vor ca noi să facem mai departe și din altă postură, adică cea de consilier local. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes la alegeri. Vă mulțumim frumos! Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.